cum o mai denumim noi? Să? Da. Să știi mai multe. De? Să fii mai bun. Ia zice și vă dată. Să fii mai multe, să fii mai bun. Și unde suntem noi acum? La teatru. În săptămâna școală altfel, micuții au desfășurat o serie de activități. Au așteptat cu sufletul la gură să vină la teatru și să vadă cum se pregătesc actorii să intre pe scenă. 22 de copii de la o clasă pregătitoare a școlii gimnaziale Sfântul Nicolae au trecut pragul teatrului. Activitatea s-a dorit a fi o altfel de activitate decât la orele de la școală și se numește Vreau să fiu și eu un mic actor. Participăm la o repetiție la sceneta Vrăjitorul din Oz. Vrem să vedem cum se desfășoară această repetiție, să fim și noi un pic mici actori printre cei mari. Sunteți curioși să vedeți cum se elaborează o piesă de teatru? Da! Ia, uitați! Băieți, plec! Aici este locul meu, până în ziua premierii. Copiii au fost fascinați de modul în care lucrează actorii și decorul pregătit pentru această premieră. Deopotrivă, toți și eu povestea Vrăjitorului din Oz și abia așteptau să o vadă pusă în scenă. Și cum te cheamă? Diana. Și ce faci aici? Păi, văd o repetiție de la teatru. Îți place? Da. Îți place ce activități? Îți plac activitățile din această săptămână? Da. Cum se numește programul din această săptămână? Școala altfel. Și știi ce piesă? Pentru ce piesă se fac repetiții aici? Vrăjitorul din Oz. Ai văzut desenele? Ai citit povestea? Am și cartea. Și ce faci tu astăzi aici? Vedem repetiția teatrului. Și îți place ce ai văzut până acum? Da. Știi ce piesă? Pentru ce piesă se pregătesc actorii? Da, Vrăjitorul din Oz. E distractiv? Da. Și îți place aici? Da. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Pictoriță. Îți place să pictezi? Cum te cheamă? Alexandra. Și câți ani ai? 7. Ce faci aici, Radu? Am venit să văd spectacolul Vrăjitorul din Oz. Ai venit să vezi cum se pregătesc actorii pentru premieră? Da. Și îți place? Da. Cum ți se pare? Foarte frumos. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Doctor veterinar. Îți plac animăluțele? Da. Activitatea desfășurată astăzi face parte din seria celor dedicate programului Școala Altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun.